I'm in love with all your lights and your colors. I'm in love with all your nights. But you've kept me far away from my focus, and to my heart I cannot lie. Stars, made of stars, above. Hey, bună dragilor și bine ați revenit la un nou videoclip, iar dacă sunteți noi pe canal, bună, eu sunt Alina. Astăzi am pregătit pentru voi un clip de motivație, un clip destul de scurt, dar real. Cred că videoclipul pe care voi îl vedeți are în jur la 10 minute, dar eu am făcut curățenia asta în aproximativ o oră și un pic, să zic așa. După cum bine ați văzut din titlu, astăzi facem curățenia zilnică în toată casa sau rutina de curățenie zilnică, dacă vreți să o numiți așa. Astăzi o să vă arăt cam care sunt pașii pe care eu îi urmez în curățenia mea zilnică, de asemenea ce produse de curățenie folosesc. Iar pe finalul clipului am și un pic de decor pentru voi, așa să mai împrospătăm clipul, să zic așa, sau să mai punem o pată de culoare în clipul acesta, care este destul de uzual. Dar zic să nu mai mă lungesc cu intro-ul acesta lung și să începem cu clipul. Începem videoclipul de astăzi în dormitoare. Unul dintre primele lucruri pe care îl fac atunci când mă întorc de la școală este să fac patul în dormitor. Bine, să fiu cinstită, cred că acesta este al doilea lucru pe care îl fac, pentru că primul lucru este să-mi fac o cafeluță. Dar da, începem cu dormitoarele, facem patul, adunăm hainele care sunt lăsate de seara, deschidem geamurile să aerisim și cred că în afară de asta un alt pas pe care niciodată nu îl scap este să șterg noptierele. Acesta este un pas peste care încerc să nu sar, de fiecare dată avem urme lipicioase dimineața, pahare lăsate pe noptiere, da, așa că încerc să șterg praful pe noptiere în fiecare zi. Și aici vă arătam un friendly reminder sau realitatea de pe internet, vă arătam sacii mei cu haine de vară care stau în colțul acela al camerei de câteva zile bune așteptându-mă să îi pun în garderobă, cât de curând o să ne ocupăm și de lucrul acela, dar acesta nu este scopul videoclipului de astăzi, vreau doar să vă reamintesc că pe internet lumea arată ceea ce vrea să se vadă. Dar acum că am terminat cu dormitorul nostru, zic să ne mutăm în camerele copiilor. Aici suntem în camera Mirurei, după cum ați văzut, ambii copii își fac patul. Ea are nevoie de un pic de ajutor, îmi place mie să-l rearanjez un pic după ce ea l-a aranjat, dar în principiu ceea ce fac amândoi este destul de bine. Counting stars. Guide me through the dark. Lonely days left in despair. Air is getting heavier, but I do my best to breathe. Dreams of green and filled with bliss. Life is so much more than this. So where do you go when nothing's like acum am ajuns în baie. În cazul în care nu știți, casa în care noi locuim are o singură baie și baia se află la etaj, așa că de aceea fac curățenie în baie înainte de a coborî la parter. Nici aici nu facem o curățenie prea în profunzime, pur și simplu aranjez un pic lucrurile, șterg un pic chiuveta și un pic vasul de toaletă și cam atât. Dar haideți să vă arăt ce produse de curățenie folosesc în baie. Pentru vasul chiuvetei, astăzi o să folosim spray-ul de la Vaiacal. Aceasta este o soluție anticalcar. Eu folosesc aici ediția lor originală. Știu că au scos diferite ediții cu diferite mirosuri, dar aceasta originală este cea care mie îmi place cel mai mult. Ștergem vasul chiuvetei, iar apoi vă arăt ce folosesc pentru vasul de toaletă. Dacă nu fac o curățenie generală în baie, de obicei pentru vasul de toaletă folosesc șervețele umede. Acestea pe care le folosesc astăzi sunt niște șervețele pentru diferite suprafețe cumpărate de la Lidl. Sunt destul de bune. Cum am zis, nu sunt foarte prietenă eu cu șervețelele umede, le folosesc doar așa dacă este necesar sau pentru o curățenie rapidă. Sun,
be gone when nothing's like Haideți că am ajuns la parter. Începem cu living room-ul. Îmi place să deschid geamul și să aerisesc înainte de a începe curățenia în orice cameră. Aici aranjez un pic canapeaua, punem lucrurile la locul lor și cam atât cu living room-ul. Dar lăsați-mi în comentarii cam care sunt pașii pe care voi îi urmați în curățenia voastră zilnică. Știu că sunt oameni care șterg praful în fiecare zi. Acest lucru nu se întâmplă la mine acasă. Am vrut să fiu cinstită și reală cu voi. Cu siguranță nu șterg praful în fiecare zi. Dar da, lăsați-mi în comentarii care sunt pașii pe care voi urmați în curățenia voastră zilnică, dacă urmați aceiași pași ca mine sau dacă faceți câteva lucruri extra. Știu că fiecare casă este diferită, deci prin urmare fiecare rutină este diferită. Dar în continuare ne mutăm în bucătărie și începem cu ce altceva decât cu spălatul vaselor. Da, îmi lipsește mult o mașină de spălat vase, dar nu suntem aici să ne plângem, sunt recunoscătoare pentru ce am. Haideți să spălăm vasele și mai povestesc cu voi pe parcursul clipului. More than this. Ceea ce privește bucătăria și produsele de curățenie pe care le folosesc, aici vă arăt. Pentru ștersul blatului de mobilă folosesc spray-ul de la Astonish. Este un dezinfectant pentru diferite suprafețe cu miros de trandafiri. Îmi place foarte mult, l-am cumpărat la începutul primăverii, încă mai am mai bine de jumătate în el. Iar în ceea ce privește spălatul vaselor, cred că am mai vorbit despre produsul acesta, dar folosesc detergentul de vase de la Magnum. Acesta este un brand Aldi, mi se pare că este o copie foarte bună a detergentului de vase Fairy. Îmi place foarte mult, iar în ceea ce privește costul lui, cred că costă o fracțiune din prețul detergentului Fairy. Dar da, cam acestea sunt produsele de curățenie pe care le-am folosit în videoclipul de astăzi în bucătărie. Lăsați-mi în comentarii ce produse de curățenie folosiți voi sau care sunt favoritele voastre la momentul acesta. Mi-ar plăcea mult să încerc noi produse de curățenie. Dar haideți că în sfârșit am ajuns la partea cu decorul. Florile acestea pe care vi le arăt aici sunt niște flori artificiale cumpărate de la The Range. Cred că fiecare fir a costat în jur la 3-4 lire, dacă nu mă înșel. Iar vaza aceasta albastră o să o înlocuim cu vaza aceasta albă-gri, nu știu ce culoare este. Această vază pe care o folosesc aici este cumpărată de la un târg de vechituri. Inițial mă gândisem să o pun pe terasă, dar mi se pare mult, mult prea elegantă pentru decorul meu de pe terasă. Și așa că m-am gândit că ar sta mult, mult mai bine în spațiul acesta. Vaza pe care eu o aveam înainte era foarte micuță, dar lăsați-mi în comentarii și părerile voastre. Care vază credeți că merge mai bine, cea albastră dinainte sau aceasta nouă albă? Lăsați-mi în comentarii, mi-ar plăcea mult să știu. Și cam acesta a fost videoclipul meu pentru astăzi. Încheiem acest videoclip cu niște motivație de Londri, să zic așa. Dacă ești nou pe canal, nu uita să te abonezi. Mi-ar plăcea foarte mult să te am la mine pe canal. Dacă ți-a plăcut acest videoclip și te-a motivat câtuși de puțin, nu uita să dai videoclipului un like. Mulțumesc din suflet încă o dată pentru vizionare, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa! You'll be gone when nothing's like